Directorul turului Franței a făcut un apel la spectatori să poarte mască în timpul competiției. El menționează că bunul simț cere să porți mască, chiar dacă obligația oficială de a face asta depinde de prefecții celor 32 de departamente prin care se trece. În schimb, primarul Nisei a cerut ca obligația purtării măștii să fie pentru tot orașul, deoarece consideră că nepurtarea acesteia de către cineva îi pune în pericol pe ceilalți. El este de părere că a nu purta mască în ziua de azi este un semn de egoism, fapt ce îi pune în pericol pe ceilalți. Pentru a nu exista niciun fel de probleme, s-a luat hotărârea ca purtarea măștii să fie obligatorie peste tot. Măsura de purtare obligatorie a măștii a fost luată în contextul că la unele competiții de ciclism din această vară, sportivii s-au declarat îngrijorați cu privire la faptul că este posibil ca spectatorii, care încurajează pe traseu alergând foarte aproape de ei, să nu poarte acest accesoriu.